Doamne doctor, mă interesează, pentru că sunt pacient cu scleroză multiplă, pentru că reprezint pacienți cu scleroză multiplă, în această întrebare, care este experiența dumneavoastră în tratarea astfel de pacienți prin acupunctură și care sunt rezultatele obținute în cazurile tratate până acum? Personal, am trimis către dumneavoastră sau am sfătuit să vină la dumneavoastră două persoane și știu că sunt foarte, foarte mulțumite de rezultat. Este adevărat. Eu m-am hotărât recent să valorific experiența pe care o am, pentru că fac acupunctură de peste 40 de ani. Și dacă până acum am tratat afecțiunea în modul general, m-am hotărât să abordez afecțiuni cu potențial negativ, ca să zic așa, la tratamentul academic. Și să văd în ce măsură pot să-mi aduc contribuția la afecțiuni mai severe. Am avut pacienți cu scleroză multiplă sporadică, care au obținut îmbunătățiri mulțumitoare. Însă, acum am un rot de pacienți care, mă rog, e 7-8 pacienți și ceea ce îmi relatează toți este că, în primul rând, li se îmbunătățește starea generală spectaculos. Adică se simt mult mai eliberați, mult mai puțin constrânși, mult mai puțin închiși în sine. Li se îmbunătățește somnul, relaționarea cu cei din jur este mult mai bună și au o stare de liniște generală pe care n-au cunoscut-o până acum. Și dacă ar face psihoterapie? N-aș vrea să intru pe un tărâm care nu este al meu. Cred că sunt pacienți care au făcut psihoterapie. Eu sunt unul dintre ei și la mine aceste stări pe care le-ați prezentat dumneavoastră s-au îmbunătățit făcând psihoterapie. Prieteni, să nu vă speriați, eu în mână țin două sticluțe cu gheață. Domnul doctor, de-abia, tocmai ce mi-a explicat puțin mai devreme, că am un exces de yang și pentru asta am nevoie de ceva rece ca să contrabalansez. Deci ideea mea, pentru cei care mă cunoașteți, de a bea foarte mult rece și de a folosi gheață în mod deosebit vara, se pare că inconștientul, intuiția, a știut să fac asta. Deși să știți că mulți pacienți cu scleroză multiplă nu suportă căldura, de fapt e știut printre simptomele afecțiunii. Deci concluzia ar fi că cei mai mulți dintre noi avem un surplus de yang? Da, pentru că și contractura în sine este un semn de yang. Însă, fiind o afecțiune cronică, în general, afecțiunile cronice sunt de tip yin. Afecțiunile yang sunt cele care sunt acute, foarte zgomotoase și care deranjează foarte mult și chiar invalidează pacientul. Cele care sunt cu evoluție lungă și torpidă sunt de tip yin. De aceea este foarte important să facem un diagnostic diferențial între tipurile de energie perturbate și să încercăm echilibrarea în felul acesta. După că n-aș fi eu destul de amețită, m-ați amețit și mai tare. Haideți să explicăm pentru cei care ne ascultă ce ați vrut să spuneți. Am vrut să spun că în acupunctură se operează cu două noțiuni aparent opuse. Noțiunea de yin și de yang. În categoria yin intră anumite caracteristici, fie ale bolii, fie ale simptomilor, dar și în general. De exemplu, yin este femeia, yang este bărbatul, yin este luna, yang este soarele. O afecțiune acută, așa cum am spus, este de tip yang. O afecțiune cronică este de tip yin. Există mâncăruri cu încărcătură mai mare yang și cu încărcătură mai mare yin. Dar ce este interesant în această teorie este că fiecare dintre ele, dintre aceste două tipuri de energie, yin și yang, conțin în sine germenele celelalte energii. Și dacă sunteți familiarizați cu simbolul Tao, care definește acupunctura, o să vedeți că sunt două picături așezate complementar și fiecare dintre ele are în interior un cerc de culoare opusă. Asta înseamnă că este ceva, un proces similar cu trecerea zilei, noapte și a nopții în zi.
niciodată nu este perfect noapte, niciodată nu este perfect zi. Fiecare dintre cele două etape ale zilei are în sine o parte din cealaltă, care este, de fapt, germenul transformării. Ca să actualizez un pic noțiunea și să venim încoace la ultimele teorii la modă, sunt teoriile fizicii cuantice, care spun că noi, de fapt, asistăm la un proces permanent de transformare energiei în materie și a materiei în energie. Noi asta suntem, de fapt, și materie și energie. Și ce este bun pentru acupunctură este că poate să intervine în acest proces de transformare a energiilor între ele și de a influența cumva transformarea yin-ului în yang și invers. Deci de a ajuta la echilibrarea plusului cu minus și a minusului cu plus. Exact. Cam exact, așa, mai exact, înțeles, nu? Ați înțeles perfect. Pentru că, de fapt, în acupunctură se spune că boala nu este altceva decât o blocare în circulația energiei. Uh-huh. Iar terapia se referă la înlăturarea acestui obstacol, fie prin anihilarea lui, fie prin ocolirea lui, în funcție de caz. Poate fi vindecată scleroza multiplă? N-aș vrea să mă hazardez. Poate să fie îmbunătățită și ca să continui puțin răspunsul la întrebarea ce îmbunătățiri se obțin, pot să vă spun că încă de la primele ședințe, cei care au tulburări de vedere se îmbunătățesc vizibil, declarativ de către ei. După aceea, problemele de incontinență sau problemele vezicale iar se îmbunătățesc semnificativ, iar mersul devine puțin mai sigur. Sigur că fiind o afecțiune atât de veche și cu o evoluție în general inexorabilă, intervenția terapeutică este de a încetini procesul, de a-l opri dacă se poate, iar în cazurile ideale, de a da înapoi. Deci leziunile care există, care sunt acolo, dar după ce faci câteva ture de acupunctură, câte se pot face, apropo, într-un an? De câte ori poți să faci? În general, se recomandă să se facă o serie de 10 ședințe, după care urmează o pauză de o lună în care se evaluează remanența rezultatelor obținute și în funcție de ce se obține, se trece la tratament cronic. Deci, practic, se poate trece la un tratament săptămânal, bilunar, lunar, poate semestrial, dar în orice caz tratamentul este de foarte lungă durată. Am înțeles. Deci, un pacient cu scleroză multiplă, mă dau pe mine de exemplu, pentru că îl cunosc cel mai bine, acest exemplu, fac acupunctură, presupunem că fac 10 ședințe, o dată la 3 luni. Deci asta ar fi cam 40 de ședințe într-un an. După un an de astfel de tratament, se va vedea ceva pe RMN, vreo îmbunătățire a leziunilor, dat fiind faptul că eu am primar progresivă, și tulburările sunt deja cognitive foarte mari, deși nu s-ar spune. Nu am avut până acum cazuri pe care se urmăresc din ambele puncte de vedere. Din punct de vedere simptomatic însă, se pot obține îmbunătățiri care să se păstreze. Ce se poate observa logic pe RMN, mă gândesc, este să nu mai apară leziuni noi. Iar leziunile vechi, constituite, să poată să fie înlocuite nu cu altele noi, pentru că nu se fac altele noi, ci prin conexiuni noi, care se pot realiza între neuronii rămași. Secretul unei inteligențe deosebite nu este prin numărul de neuroni, ci prin numărul de conexiuni între neuroni. Da. Și de aceea este important să fim mai degrabă enciclopedici, decât să fim foarte, foarte specializați și geni într-un anumit domeniu. Sigur că pe domeniul acela suntem imbatabili, dar din punct de vedere cognitiv, este foarte important să stimulăm mai multe zone ale creierului, în așa fel încât între diverse zone să se realizeze conexiuni cât mai multe. Așa putem să găsim răspunsul rapid la orice fel de problemă sau la provocările care ne apar, pentru că avem la dispoziție foarte multe conexiuni cu cunoștințe din domenii diverse. Domnule doctor, cum poate acupunctura ajuta în gestionarea simptomelor sclerozei multiple, cum ar fi
fiind cea mai importantă și cel mai des întâlnită, oboseala, durerile și spasmele musculare, tulburările de somn și disfuncțiile cognitive. În momentul în care un pacient începe tratamentul prin acupunctură, toate aceste lucruri se ameliorează încă de la primele ședințe. Adică pacientul constată că este mai puțin obosit, asta și pentru că are și o dispoziție mai bună, se odihnește mai bine și pe cale de consecință toate simptomele despre care pomenează dumneavoastră se ameliorează. Gradul până la care se ameliorează este în funcție și de severitatea lor la prezentare, la prezentarea la cabinetul de acupunctură, de dechimea lor și, până la urmă, și de reactivitatea pacientului. Care sunt principalele puncte de acupunctură utilizate în tratamentul sclerozei multiple și cum acționează punctele acestea asupra organismului în combaterea acestei afecțiuni? Mi-ați spus o întrebare la care pot să vă răspund și nu pot să vă răspund. Pentru că pot să vă răspund spunându-vă, de exemplu, că se merge pe meridianul splinei, pe meridianul rinichiului, se merge pe meridianul Tumbo și Renmo, sunt două meridiane care se folosesc în terminologia aceasta ca atare, vasul de concepție și vasul guvernor. Dar ce nu pot să vă răspund este, pentru că mi-ar fi greu să vă fac să înțelegeți ce înseamnă deficitul de sânge și de energie, ce înseamnă stagnarea fluidelor și așa mai departe. Și de asta cred că este important ca acupunctorul să explice în principiu pacientului despre ce e vorba, pentru că dacă ar intra în detalii, nu ar face decât să genereze confuzie. Da, într-adevăr, după când ați povenit de splină și rinichi, am înțeles, dar mai departe, pe mine ați băgat în ceață. De ce splina? Splina, împreună cu stomacul, sunt două organe care se ocupă de obținerea și folosirea energiei din alimentele pe care le mâncăm. În același timp, meridianele care sunt pe aceste două organe sunt meridiane implicate în transferul energiei de sus în jos și de jos în sus. De aceea, energia circulă foarte bine atunci când splina și stomacul sunt echilibrate din punct de vedere energetic. Acum, când spunem splină, cred că vă dați seama că nu ne referim la organul splină. Și aș vrea să fac o scurtă referire despre ce înseamnă organele energetice în acupunctură, pentru că ele, pe de-o parte, conțin organul despre care este vorba, dar conțin mult mai mult decât atât. De exemplu, inima în acupunctură înseamnă și inima ca atare, dar înseamnă și culoare roșie, înseamnă și vară, înseamnă și gustul amar, înseamnă foarte multe alte lucruri. Și pe de-o parte, se ocupă de administrarea acestor energii, dar răspund în același timp la energii respective. De exemplu, o căldură excesivă poate să producă insolație. Și asta din cauza că inima răspunde de căldură, așa cum vă spuneam. În momentul în care inima este slabă, ca să zic așa, se dă savoare amară, deci se beau ceaiuri amare. Vedeți cum, când vorbim despre un organ energetic, nu vorbim doar despre vasele de la inimă, despre valve, despre mușchiul cardiac, vorbim despre multe alte lucruri care înglobează acest concept de inimă. Și la fel se întâmplă cu toate celelalte patru organe, care sunt cinci organe energetice. Și unul dintre ele este splină pancreas. Da, se știe în medicina academică, de fapt, că sunt strâns legate între ele, splina cu pancreasul. Aș vrea să ne explicați ce înseamnă aceste meridiane energetice. Noi suntem scaldați în energie. Suntem ținuți la o altă de energie. Suntem vii datorită energiei. Dar pentru ca să putem să o interceptăm, ea se concentrează preferențial pe niște trasee care se numesc meridianele de acupunctură. Acestea sunt foarte bine descrise de către literatura de specialitate de acupunctură și din loc în loc,
aceste meridiane au niște puncte prin care avem acces la energia din meridiane respective. Dar nu numai că avem acces la energia din meridiane respective, dar ele sunt ele însele legate între ele prin diverse rame. Și atunci, acționând asupra unui punct, putem fie să echilibrăm organul respectiv, energetic, fie să influențăm organul corelat sau alte organe care sunt conectate cu acest meridian prin diferite ramuri colaterale. Tu nu m-ați lămurit. Ce este energia aceasta? Energia este, dacă vreți, suflu vital. Omul s-a născut și a primit un suflu vital la naștere. Se vorbește despre mai multe tipuri de energie în acupunctură. Există un tip de energie care are mai puțină importanță, că se numește Shen Qi. Este energia cu care ne naștem. Este o cantitate fixă de energie. Este energia care stă la baza vieții. Aceasta poate să fie cheltuită de către noi cu economie sau dimpotrivă, să o risipim. Când se termină... Mosorel, cum se spune. Exact. Când se termină, se termină și nu dispărem ca ființă biologică. Ce înseamnă să facem economie sau să risipim? E bine, tot acupunctura ne învață că regula de bază este echilibru. Să mâncăm echilibrat, să dormim atât dacă trebuie, să fim atenți cu sentimentele noastre, să nu ne expunem la stimuli foarte puternici din mediul exterior. Și în felul acesta ne economisim această energie cu care naștem. Din fericire însă mai există și alte tipuri de energie trecătoare care se formează din alimente și din aerul pe care respirăm. Și revin asupra echilibrului și spun, cu cât mâncarea este mai aproape de natural și complexă și cu cât aerul este mai curat, cu atât energia pe care ne o autogenerăm este mai puternică și ne ține mai bine dispuși și mai apărați împotriva tuturor agresiunilor. Dacă aerul pe care îl respirăm e cel care ne înconjoară și nu avem ce face în funcție de localitatea în care viețuim, în ceea ce privește alimentația, cred că putem să facem foarte multe. Sigur că da. Sigur că da. Alimentația este foarte important să fie completă. Adică excesele alimentare de tip vegetarian sau vegan nu sunt firești și nu pot să fie gestionate de organismul uman. Sigur că ar putea cineva să mă contrazică, să spună eu sunt vegan și mă simt foarte bine. E adevărat, până când? În momentul în care apare un dezechilibru destul de greu de gestionat, pentru că are niște rădăcini foarte adânci și complexe. S-a făcut o constatare că cei care sunt vegetarieni au intestinul mai lung decât persoanele obișnuite. Deci, iată că organismul răspunde și prin modificări anatomice la niște modificări alimentare pe care ni le impune. Cu intestinul mai lung sau mai scurt nu te naști? În general, nu. Acestea sunt anomalii. Mai lung sau mai scurt sunt anomalii. De exemplu, un colon mai lung este o situație nu foarte rar întâlnită, dar intestinul subțire general este cam același. Singura anomalie se manifestă în general la intestinul gros, când poate să fie mai lung și pacienții respectiv cam suferă de constipație. Da. Se poate că noi cei cu scleroză multiplă care suferim de constipație, suferim de constipație că așa ne-am născut cu... N-aș zice, pentru că așa cum apare contractura musculară pe musculatura striată, apare un deficit energetic de tip contractură și pe musculatura netedă. Pentru că în organism avem aceste două tipuri de musculatură striată și netedă. Netedă este musculatura organelor interne, cu excepția inimii, și striată este musculatura somatică, cea care ne mișcă, cea care ne pune în contact cu mediul exterior. Deci acesta este un mit din scleroza multiplă pe care l-ați dezmembrat. Așa zice. Întrebarea ar fi atunci, de ce suferim cel puțin 80% dintre noi, cei cu scleroză multiplă, de constipație? Tocmai v-am explicat că tulburarea energetică se manifestă peste tot, inclusiv la musculatura netedă și la musculatura striată. Pot să vă spun că pacienții pe care am tratat cu
scleroză multiplă și au îmbunătățit tranzitul. Da, grozav. Tranzitul se poate îmbunătăți și prin alte metode, dacă nu știi de acupunctură. Sigur. Dacă rețin de alimentație. Sigur, sigur, fără discuție.